un om mereu alături de oameni, muncitor, serios și dedicat profesiei. Este caracterizarea făcută de colegii de partid candidatului PSD la primăria Țăndărei cu ocazia lansării oficiale în cursa electorală. Nicoleta Toma, profesor de meserie și directorul unei școli din oraș, pornește în competiția pentru funcția de primar, având alături sprijinul unei echipe puternice, atât la nivel județean cât și național. Suntem astăzi aici să lansăm viitorul primar, nu candidatul din punctul meu de vedere, viitorul primar al orașului Țăndărei. În persoana unei colegi de-a noastră foarte vechi, un om care a muncit foarte mult în partid, un om care s-a dedicat comunității din Țăndărei, doamna Nicoleta Toma. Eu am convingerea că Guvernul României, Consiliul Județean, Consiliul Local și primarul pe care dumneavoastră și pe care noi vom avea din data de 11 iunie vor putea să rezolve o mare parte din problemele pe care orașul Țăndărei le are. Eu, ca și reprezentant al Consiliului Județean și echipa de la Consiliul Județean, vă garantăm că proiectele pe care le-ai început, domnul Cristi Roman, le va continua și altele pe care le va iniția doamna Nicoleta Toma vor fi susținute de noi de la Consiliul Județean. Nicoleta Toma are șansa să devină prima femeie primar al unui oraș din Ialomița. Mi-aș dori din toată inima ca cetățenii din orașul Țăndărei să aibă încredere în mine, să aibă încredere în echipa care este alături de mine și vreau să îi asigur că mă voi pune și ne vom pune în slujba dumnealor și că interesele dumnealor vor fi și interesele mele și ale echipei din care fac parte. Sunt un om care își asumă responsabilități. Sunt un om care are inițiativă și sunt un om care nu lasă niciodată lucrurile neterminate. Candidatura mea reprezintă mandatul pe care partidul din care fac parte și membrii lui eu urez succes doamnei viitor primar, Nicoleta Toma. Suntem alături și sunt sigur că prin calitățile pe care dânsa le are, va reuși să ducă la îndeplinire cu succes viitorul mandat. Invitați la eveniment, parlamentarii social-democrați de Ialomița au punctat realizările guvernului Grindeanu și au pus accent pe onorarea promisiunilor făcute în campania electorală de către Partidul Social-Democrat. Suntem la zi cu programul de guvernare și dumneavoastră știți foarte bine. S-au mărit salariile, salariul minim pe economie, s-au mărit pensia minimă. De la 1 iulie, punctul de pensie se va face 1000 de lei. În agricultură este domnul ministru secretar de stat aici. S-au dat subvențiile la timp, după mulți ani de zile. S-a făcut programul pe tomate și solarii, unde cine are un solar sau o seră de peste 1000 de metri pătrați primește 3000 de euro pe an. Nicoleta este susținută de Consiliul Județean, de Guvern, de Parlament și în continuare proiectele dumneavoastră de la Țăndărei vor fi duse la îndeplinire. Prin energia pe care o are, prin dedicația pe care a arătat-o și profesionalismul pe care îl recunosc cu toții, sunt sigur că va reuși să conducă proiectele dumneavoastră către un bun sfârșit și să deschidă alte noi file în dezvoltarea acestui oraș. Invit pe toți cetățenii orașului să vină la vot împreună cu prieteni, cu rude, cu cei pe care îi cunosc, să voteze PSD pe 11 iunie, pentru că aceasta este singura modalitate prin care putem continua proiectele pe care le-am început. Pe 11 iunie sunt sigur că vom avea un rezultat istoric la Țăndărei. Sunt sigur că vom fi în continuare mândri că suntem meseriști, în continuare mândri că participăm la un proiect istoric. A fost scos în evidență și amplul proces de modernizare al orașului, început de fostul primar de Țăndărei, Cristian Roman. Mă refer inclusiv la această casă de cultură, mă refer inclusiv la centrul de pensionari, centrul de recreere, mă refer la modernizarea infrastructurii de apă, mă refer la
modernizarea infrastructurii de canalizare și a stației de epurare, care este una dintre cele mai performante din județul Ialomița, și nu în ultimul rând mă refer la modernizarea 20 de kilometri de străzi rutiere în orașul Țăndărei. Cristi Roman, profesor, a reușit să realizeze acest lucru. Sunt convins că profesorul Nicoleta Toma, de meserie tot profesor, va reuși să facă și mai mult pentru comunitatea din Țăndărei. Este un om pentru oameni și printre oameni. Sunt convins că pe 11 iunie va avea un scor covârșitor și va convinge încă o dată oamenii să nu este soluția cea mai bună la urmarea urmarea pe noi. Sunt cel din nou de la noi. Fostul președinte al Consiliului Județean Ialomița, Silvian Ciupercă, a încurajat-o pe Nicoleta Toma în lupta electorală și a sfătuit-o să rămână mereu atentă la nevoile comunității. Va fi un primar bun, așa cum a fost și Cristi, cu siguranță. Nicoleta are, ca om, are dovedită capacitatea de a înțelege un elev, un părinte, o familie, o echipă și să vadă poate să gestioneze potențialul care reprezintă un elev mai bun, mai slab, cu un mediu de familie mai atent, mai evoluat material sau mai sărăcăcios. Țăndăriul s-a schimbat, de mult și se schimbă fiecare zi. Felicitări, Cristi, pentru că ai contribuit substanțial la schimbarea lui. Nicoleta, trebuie să te gândești tot timpul la proiectul de Țăndărei și nu singură, și împreună cu oamenii și împreună cu sondajele și cu mijloacele cele mai moderne de a testa ce vor oamenii. La alegerile din 11 iunie, PSD ocupă prima poziție pe buletinele de vot.